Mai există și alte locuri în care dramoletele de la noi seamănă și se prefac mulți că sunt în scandal, plecând de la miniștrii noștri care ba demisionează, ba se certă cu șefilor de partid. Dacă ne uităm un pic la ce se întâmplă în Federația Rusă, dramoleta continuă, Prigojin Wagner. Astăzi un convoi cu mercenarii Wagner, și o să vedem imediat și imaginile, se îndrepta spre Moscova, autobuzele aveau numere de Belarus, dar aflăm că firma lui Prigojin a primit noi contracte cu școlile și spitalele. Vorbim de contracte de 1,1 miliarde de ruble și urmează ca această companie să furnizeze mese școlilor între 2023 și 2025, asta în timp ce Putin ne anunță că nu mai există din punct de vedere, sau nu există gruparea Wagner din punct de vedere legal, oricum știam și noi că nu există astfel de grupări paramilitare. Bun, despre această dramoletă la care tot asistăm de câteva săptămâni bune și cu ce implicații până la urmă și în război, discutăm cu domnul Anatol Șalaru, este fost ministru al apărării în Republica Moldova. Bun găsit, domnule Șalaru, mulțumesc foarte mult! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule Șalaru, despre acest convoi Wagner, când am citit știrea, am crezut că din greșeală site-urile și-au actualizat titlurile din 24 iunie, dar nu, că de data asta era un convoi cu numere de Belarus, însoțit de poliție. Ce-o mai fi fost și asta? Este ceea ce face acum PSP-ul împreună cu Putin de destructurare a grupului Wagner. În analele KGB-ului există așa metode cum ar fi adormirea vigilenței. Deci ceea ce face Putin acum e adorme vigilența lui Prigojin, a comandanților Wagner, ca ei să se liniștească, să stea fără grijă și la momentul potrivit Prigojin va primi lovitura de grație, fiindcă părerea mea este că el are doar două direcții. Una este spre închisoare și a doua este spre cimitir. Acum depinde ce va alege Putin, nu prea depinde mult de Prigojin. A prezentat un pic de pericol atâta timp cât armata lui era în armată, tehnică militară, armament. Ați văzut că au predat 20.000 de unități de arme de foc, ceea ce înseamnă că ei sunt în jur de 15-20.000 de militari. Da, am văzut 20.000 de arme, într-adevăr, dar știți ce vreau să vă întreb despre aceste contracte despre care aflăm? Nu zicea Putin că le-a tăiat abonarea la banul public? Că înțelegem că s-au încheiat noi contracte pentru școli, spitale cu firma pe care o deține Prigojin. Da, suma de 1 miliard și ceva de rupi este nesemnificativă. Noi, atunci când privim relațiile dintre Putin și Prigojin, trebuie să înțelegem că aproape 20 de ani, Prigojin a fost unul din oamenii din crederea lui Putin, cei care i-au spălat banii lui Putin. Afacerile care le-a avut Wagner în Africa, în Siria, sunt de fapt afacerile lui Putin, iar Prigojin a fost doar intermediar. Iar Putin acum probabil că analizează, merită să piardă cei 10 sau 15 miliarde sau 20 de miliarde de dolari pe care îi administra Prigojin și să scape odată și pentru totdeauna de Prigojin, sau mai întâi își va recupera afacerile și după aia va scăpa de Prigojin. De asta, ceea ce ține de Imperiul lui Mediatic, nu mai există. Ceea ce ține de alte afaceri, nu mai există. Iar 1 miliard ceva de rupte, vă dați seama, lui Prigojin i-au restituit 10 miliarde de ruble, care înseamnă 125 de milioane de dolari. Plus aur, plus arme, plus alte chestii. Față de ce te ține Prigojin în conturile lui, afacerile lui cu diamante, cu aur, petrol, astea sunt sume nesemnificative. Dar legate aceste arme, așa cum spuneați și dumneavoastră, știm așa că s-au predat 20.000 de, asta e ce știm de la ei, 20.000 de arme, 2.500 de tone de muniție și înțelegem de la o comunicare a Pentagonului că nu mai există niciun fel de implicare a grupării Wagner separat, da, de cei care au semnat contractele cu Ministerul Apărării în Ucraina, pe frontul din Ucraina. Nu există și nu va exista nici în altă parte, fiindcă Putin nu are nevoie de un asemenea precedent. Putin trebuie să dea un exemplu la toți. Ați văzut generalii, vreo 12-13 generali arestați. Unii au dispărut, nu se știe ce e cu ei. Demiși din funcție, dar Șoigu și cu Gerasimov nu au fost atinși.
au rămas în funcție. Deci Putin nu se va despărți de ei, fiindcă ei au fost credincioși. Chiar toți ăștia care au atentat la onoarea lui Putin, la numele lui, la funcția lui, toți vor avea de suferit. Nu va rămâne nici unul. Și din start am vorbit și la dumneavoastră în emisiune că Prigojin nu va mai sta, nu va mai juca niciun rol. Probabil acum se discută cam cât timp să-i se dea lui Prigojin pentru a-și lichida afacerile sau pentru a-și preda afacerile. Fiindcă să dispară într-o singură zi nu este ok. Au jucat foarte bine, l-au jucat pe Prigojin, i-au jucat pe comandații Wagner, i-au invitat la Kremlin. Nu se știe dacă s-a întâlnit Putin cu ei sau nu, fiindcă informațiile sunt contradictorii. Vă imaginați că Putin îi ține pe toți 2 săptămâni în carantină și pe ăștia s-a întâlnit brusc așa pe neașteptate cu vreo 25 sau 35 de comandanți Wagner. S-a jucat, Putin a făcut-o pe prostul, cei de la FSB au făcut-o pe proștii o perioadă ca să îi liniștească pe ăștia să nu îi înrăiască, până s-a ajuns la dezarmarea lor, la dispersarea lor. Vedeți că îi duc câte o coloană, că în această coloană nu erau mai mult de 500 sau maximum 1000 de oameni. Îi împrăște prin toată Rusia, prin centrele de instruire, prin unități militare, îi duc pe linia frontului și până la urmă nu va rămâne nimic din Wagner, din cei care au luptat în Ucraina. Iar rolul grupării Wagner Ucraina a fost exagerat. El a fost umplat foarte mult de către Imperiul Mediatic al lui Prigojin, de către fabrica lui de troli. Însăși Prigojin în fiecare zi apărea în spațiu mediatic, a dat vina pe toată lumea, dar dacă ne gândim așa, în război din partea Rusiei erau în jur de 400.000 de militari, la fel și din partea ucraineană cel puțin 200-250.000, Prigojin cu ai lui 30.000 de care vreo 30.000 au murit, fiindcă n-a avut niciodată mai mult de 30.000, și care timp de 10 luni a luptat pentru un orășel de 70-80.000 de locuitori. Rolul lui nu a fost semnificativ, pur și simplu militarii nu au dreptul să iasă, să facă declarații. N-are dreptul decât ministrul apărării și purtătorul de cuvânt și ăsta, comandantul armatei. În rest, Prigojin a mâinile libere. Și el a dat mâna pe toată armata, a raportat niște victorii care în realitate nu au existat, așa cum a făcut și Kadyrov cu trupele lui de TikTok. Numai că Prigojin, într-adevăr, a pierdut foarte mulți oameni la asaltul Bahmutului și la încă câteva localități. Da, domnule ministru, am văzut presa, arată o imagine care, iarăși, cred că e făcută tot pentru a-l face așa de râs pe Prigojin, cum erau și alea cu perucile. Apare o poză cu Prigojin într-un cort militar îmbrăcat, mă rog, sumar, după cum se vede, da? Domnul criminalul ăsta, Prigojin, da? Și spun ei că s-ar afla în Belarus. Sunt informații care vin din presa internațională. De unde tot apar aceste poze absolut așa haioase, rușinoase, nici nu știu cum să le numesc? Cine știe de când e această poză? Nu cred că trăiește în cort în Belarus, fiindcă armata lui nu este în Belarus. Și el dacă merge acolo, va merge într-un hotel, fiindcă are suficienți bani să plătească un hotel. Asta poate fi o poză mai veche. Eu ce am observat acum la propaganda rusă, ăștia pulsează pe ideea că Prigojin este foarte bolnav. I s-a găsit o cameră, da. Că are cancer, că are diferite boli și că nu are de trăit. Și nu, să nu ne mire dacă într-o bună zi o să spună că eroul Rusiei, liderul grupului Wagner, marele luptător pentru libertatea Rusiei, a murit de cancer. O boală grea și delicată, a murit de cancer. Sau a murit de alte complicații și medicii. Asta după ce a slujit Kremlinul în lupta cu inamicul, da? Da. Ajuns să-i facă un pus la Paștină, o să numească 2 străzi din 2 sate în numele lui și cu asta se va uita de Prigojin. Peste o an de zile nu va vorbi nimic. KGB-ul are în arsenal foarte multe metode. Foarte multe metode și încă este foarte puternic acest FSB, urmașul KGB-ului. Și Prigojin, odată ce a depus armele, el practic s-a predat. Și acum este la mila lui Putin. Indiferent ce ar face Prigojin, nu mai poate ridica o altă revoltă. Problema lui Putin este
că oricând în Rusia e situația actuală, poate să mai izbucnească o asemenea revoltă. De aceea trebuie nimiciți toți care au avut asemenea gânduri, îi anchetează pe toți, îi vândă pe toți, îi spună pe toți aliații, pe toți care au participat la proiectare, la planificare, la realizarea acestui puț al lui Prigojin, toți vor fi arestați. Vă imaginați, în Rusia sunt peste 10.000 de generali, că dacă arestează 10 sau chiar 100 sau 1.000, nu se întâmplă absolut nimic. Toți au aceeași pregătire, aceeași dragoste față de Putin și față de Potcă și același IQ pentru ei care îl iei la fel. De ce? Da. Pentru a preveni un asemenea precedent, pentru a preveni apariția unui nou Prigojin, acum Putin se va răzbuna. Îi va nimici pe tot. Domnule ministru, pentru că pomeneați de Șoigu, de Gerasimov, totuși a rămas în aer situația generalului Armagedon, așa cum este supranumit în presă. Spun cei din presa occidentală că ar fi fost reținut, că e arestat. La fel au fost și adjuncții lui, dar care mai apoi au fost eliberați. Se vorbește în presă de 15 ofițeri care au fost demiși, 11 reținuți pentru audieri. Dar totuși, generalul ăsta Armagedon n-a mai apărut în ziua rebeliunii, când le-a cerut celor din Wagner să se supună comandantului suprem, adică lui Putin. Știm că era membru VIP al grupării de mercenari Wagner. Și era omul de legătură a lui între Prigojin și Putin cu Șoigu. Deci nu era un simplu general, este erou al Rusiei, a luptat în mai multe zone, dar nu strălucea intelectual. Deci inteligența i-a jucat pe asta și acum sunt două variante pentru el, adică două opțiuni. Ori în închisoare undeva, unde spuneau ăștia că e într-o închisoare specială, unde sunt închiși mai mulți generali, și unde o dă cu subsemnatul, sau e la o vilă undeva păzit de trupele speciale, de anchetatori, unde probabil că este supus anumitor teste, poligraful, detectorul de minciuni, și își scrie memoriile prin ce a trecut cu Prigojin. Adică nu vor fi lăsați pentru Putin, un general, doi generali, nu contează. Ați văzut în 98, Putin a aruncat în 98-99, case întregi de locuit, multe etaje, au murit sute de oameni doar ca să ajungă la putere. Iar acum, ca să-și păstreze puterea, Putin este stare de orice. Domnule Șalaru, vreau să trecem și la ce se întâmplă în Republica Moldova.